care domnul în cele mai frumoase județe ale României, Craiova, iar de unii vampiri. E vampir, ai? Caragios. Curat Caragios. Pardon. Scuzați, doamne, pânică. Vampir? Ce e aia vampir? Unul care suge sângele poporului. Eu sunt sângele poporului. Dumneata sus sângele poporului? Aoleo! Michel. Curat Michel. Murdar. Curat murdar. Ei, nu s-a lege. Nu s-a lege. Cum vă spuneam, doamne, pânică, aseară, ați zis să-mi înțeleg că acum ai fost de polițai, ne-ai timp de culcare, de sculare, de mâncare, ca tot creștin. Firește. Și la mine, coane pănică, la mele mare, renumerație mică, după buge, coane pănică. Încă de aia, nevastă mi-a zice. Mai rog, uite și tu, domnului prefect, să-ți mărească leasta, că prea te prăpădești de tot. 9 copii, coane pănică. 9 copii, să trăiți. Satulare idee. De ce face omul la casă? 9 copii și 80 de lei pe lună. Renumerație mică, după buget. Nu e vorba. După buget e mică, așa e. Decât tu nu ești prost. O mai clipești de aici, colo. Dacă nu curge, pică. Las că știi nu. Știți? Cum să nu știți? Doamna dumneavoastră să nu știți. Și nu-mi pare rău dacă știi cum să faci lucrurile cu minte. Mie îmi place să mă servească funcționarul cu tragere de inimă, când e om de credință. De credință, coane pănică. Să trăiți, de credință. Nu mă uit dacă se folosește și el cu o pala două, mai ales cu una cu o familie grea. 900 de coane pănică. 9. Și de numerație? După buget. E mică. Mică. Să rămân la coane pănică. Lasă, Ghiță, cu steagurile de altele ți-ai ieșit bine. Ai tras bine condeiul. Curat condei. Adică de cum condei, coane pănică? Contul și darul lui s-a plătit la comitet pentru 44 de steaguri. Da. Ei, s-a pus 44 de steaguri? S-a pus, coane pănică. S-a pus. Poate un, două. Se le fi dat jos vântul, dar s-a pus. 44? Nu îmi lac cum ofturghiță, nu m-am plimbat eu la luminație într-o sură cu Zoe și cu Nenea Zaharia în tot orașul? Și tocmai ea, cum e glumeață, zice, ia să numărăm noi steagurile lui Ghiță. Îmi pare rău, coane pănică. Tocmai ea, coana Jolțica, care de, să ne așteptăm la o protecție din partea dumneavoastră. Ea nu a zis-o cu răutate, a zis-o în glumă. Nu știe și Nenea Zaharia că tu ești omul nostru. Al meu vostru și al Pane Jolțichii și al Menea Zaharia. Ei, și le-am numărat? Eu, 14, 15. Apoi să le numărăm coane, pănică. Să le numărăm. Două la prefectură. Două. Două pe piața lui 11 februarie. 4. Două la primărie. 6. Unul la școala de băieți. 7. Unul la școala de fete. 8. Unul la spital. 9. Două la catedrală, la Sfântul Nicolae. 11. Două la prefectură. Le-am mai numărat la tăcale la prefectură. Nu, să trăiți, coane pănică. Să trăiți. Uitați. 2 la primărie, 18. 4 la școli, 24. 2 la catedrală, la Sfântul Nicolae, 30. Le-am mai numărat la pe toate astea și aduni rău. Doamne, păzește, coane pănică. Doamne, păzește. 44. Să trăiți. 44! Ghiță, apoi nu mă urmi de la o plază așa. Familie mare, renumerație, după buget mică. Ia să lăsăm steagurile, Ghiță. Ia să lăsăm noi steagurile, Ghiță. Curată-le, să-mi facă.
spune-mi odată istoria de aseară, că mă grăbesc. Aseară, pe la 10:30, mă duc acasă, muc ceva, mă dau așa pe parte, s-a țipez numai un minuțel, că eram prăpădit de o strâmbit de la foc. Nevastă mi-a zice, pardon, de dragă te ghiță și te culcă. Eu, la datorie, pane, pănică, la datorie, zi și noapte la datorie. Așa mă scol cam pe la 12 fără un sfert și, pardon, mă dezbrac de mobil, scot sipiul, mă îmbrac țivelește și plec la datorie. Până să plec, se făcuse vreo 1:40. O iau prin dosul primăriei și apuc pe Maidan ca să ies la bariera Unirii. Când dau să trec Maidanul, văd lumine la ferestre din dos ale lui Nae Casavencu. Și ferestrele vraiște, ulucile înalte. Dacă te sui pe uluci, poți intra pe fereastră, în casă. Eu, cu gândul la datorie, ce-mi dă-mi gândit de ea? Zic, ia să mai acepim ceva de la onorabil, că nu strică. Și binișor, ca o pisică, mă sui pe uluci și mă pui să ascult. Auzeam și vedeam cum auzi și mă vedeți, ca la teatru. Ei, și? Jucau toți. Cine era? Cine să fie? Dascălimia? Ionescu? Popescu? Popa Pripici? Și Popa? Da, Popa. Și domnul Tăchiță. Și Petcu. Și Zapisescu. Toată gașca în păr. Jocuri erau de isprăvite. Și fumărie de tutun. Ieșea pe fereastră ca de la vapor. Mai juca Popa și Petcuș. Aia la alți ședeau de vorbă. Și Casavencu în jura? Grozav, Doamne, fănică, pe dumneavoastră și pe guvern și-și număra voturile. Mufluzi? Curat mufluzi. Las că le dau eu voturi. Dar să vedeți ce s-a întâmplat cu Ane Fănică. Din vorbă în vorbă, Casavencu zice, mă prins cu dumneavoastră că o să voteze cu noi. Cine cu gândul, nu gândiți. Unul pe care contează vampirul. Și acolo, pardon, tot vampir vă zicea. Pe care contează vampirul ca pe Dumnezeu. Și când l-am avea pe ăla, i-avem pe toți. Ia ascultați scrisoarea asta. Și scoate o scrisorică din portofel. Ia ascultați. Diavolul de popă n-are de lucru. Se scoală rapid de la joc. Și zice... Să mă îngrop sufletul meu, naică, nu citi, stai să ascult și eu, să-mi aprins numai țigara. Și cu Ane Fănică se scoală de la joc, aprinde chibritul, trage din țigară și vine să arunce chibritul aprins. Pe fereastră, drept în ochii mei, mă trag înapoi, alung de pe uluci și case mai dam peste un dobitoc, care asemenea trecea ori ședea lângă Maidan. Dobitocul începe să strige, toți din casă sar în vală lângă fereastră. Eu am căzut, mă ridic de grabă, o iau pitulici pe lângă ulici și intru în curtea primăriei. Ei? M-am mai întors eu, dar închiseră ferestrele și traseră perderile. Cine să fie? Ce scrisoare? Nu știu ce. Ghiță, eu trebuie să mă duc la dejun, să nu fac pe Nene Zaharia și pe Zoe să mă aștepte. El nu dejunează fără mine și Nenea Zaharia nu este înainte de dejun. Ce mi-a ordonat Pane Fănică? Să-mi aflu ce scrisoare e aia și despre cine este vorba. Ascult. Dacă s-ar putea să punem mâna și pe firul ăsta, nu doar că mi-e teamă de niște proaste ale lui Cațarencu, dar n-aș fi vreo să-l dezarmăm cu desăvârșire și să lucrăm pe la spate. Curat să lucrăm. Stai în urmă să-mi schimb haina. Ieșim împreună. Am să spun ceva. Stau, Pane Fănică. De ani se misea de fănică. Și conul fănică cu pana joițică mai ca să numere stealurile. Tot vorba bietei neveste zice, ghiță, ghiță, pupă lâmbot și papă tot. Căsătulul nu crede la altă mână. Zic urat de o pildă, conul fănică.
moșia moșie, funcția funcție, quana jățica, quana jățica, traine neacă cu banii lui trahanate, babachi, da de unde, familie mare, enumerație după buget mică. Thank you.